De astăzi, toți cei care vor să intre pe teritoriul britanic, indiferent dacă sunt vaccinați sau nu, trebuie să prezinte și o altă dovadă, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Este vorba despre certificatul care atestă rezultatul negativ al unui test COVID-19, fie el PCR sau rapid antigen, efectuat cu cel mult 48 de ore înainte. Măsura nu se aplică în cazul copiilor cu vârste de până la 11 ani, inclusiv, potrivit MAE. În mai multe regiuni ale Angliei există deja o transmitere comunitară a variantei Omicron, după cum a confirmat secretarul britanic al sănătății. Acesta le-a transmis parlamentarilor de la Londra că tulpina sud-africană continuă să se răspândească și că sunt depistate cazuri fără vreo legătură cu călătoriile internaționale, transmite BBC.